Așa se muncește deja de 3 luni la confecționarea celor 6 bănci. Copacul de platan a crescut timp de aproape 70 de ani în fața Bibliotecii Naționale și era uriaș. În diametru, trunchiul, rădăcina avea 1,5 metri și restul crengilor deja în jur de 60-70 de centimetri diametru. Noi nu l-am putut lua din start. Bine, înaintea noastră l-au luat spațiile verzi, dar l-au păstrat la un depozit, după care noi am mers cu macaraua să-l încărcăm. Și acolo au venit marile nevoi ale noastre, pentru că e greu să cari o rădăcină de 2 tone. Studenții și profesionaliștii implicați în proiect recunosc că nu este o muncă ușoară. Deci eu, mare parte, am lucrat cu drujba, am degroșat, am dat practic forma acestor buturugi. Cea mai grea parte a fost partea prelucrării lemnului, fiindcă nu știu, se strânește mult praf. Ne-am implicat din motiv că este un proiect interesant, frumos, căpătăm experiență și o dispoziție bună împreună cu domnul Stamati. Autorul proiectului, Mihai Stamati, a fost cel care și-a asumat schițele, dar potrivit designerului, acestea nu au putut fi respectate în totalitate. Asta e unul din bucățile de copac pe care noi am hotărât să le unim înapoi, să le conectăm între ele cu ajutorul unei piese de metal. Asta e o bancă care a suferit cele mai mici transformări. E o creangă care doar un pic am șlefuit anumite zone ca să se poată așeza. Am hotărât să valorificăm și o tăietură care nu a fost dusă la capăt de către oamenii care au lucrat la întreprinderea Spații Verzi ca să taie acest copac. Și aici vom anexa o piesă de metal care va servi drept măsuță pentru laptop. Realizarea proiectului a fost posibilă cu sprijinul Direcției Cultură a Primăriei, a Universității Tehnice, care a oferit hala unde lucrează băieții, dar au contribuit și pot contribui în continuare cu donații și cetățenii. Mizăm, de fapt, pe donații mici, dar molipsitoare. Adică vrem cât mai mulți oameni să-i vedem implicați în campania asta, pentru că ar fi un indicator că oamenii își doresc, că oamenii sunt responsabili pentru spațiul în care trăiesc. O parte din trunchiul copacului de la bibliotecă a primit o formă mai puțin obișnuită. Asta pentru că aici va fi asamblat un tobogan unde copiii se vor juca în timp ce părinții se vor odihni pe bancă. Tinerii și-au propus ca inaugurarea băncilor să aibă loc la data de 14 iunie, de ziua de naștere a scriitorului Spiridon Vanghelie.